Tonight the whiskey feels stronger. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip, iar dacă ești nou pe canal, bună, eu sunt Alina. Bine ai venit septembrie și bine ați venit vouă, acasă la mine, la primul episod din seria Toamnă cu Alina. Abia aștept să împărtășesc videoclipurile acestea cu voi, sunt super, super încântată. Sper din suflet ca aceste videoclipuri să te inspire, să te motiveze și nu în ultimul rând să te relaxeze, pentru că acesta o să fie scopul acestor videoclipuri cozy, să ne relaxăm și să ne bucurăm de lucrurile mărunte în viață, dar care cu adevărat ne fac fericite. O să mergem la cumpărături. O să gătim împreună rețete super, super delicioase pentru toamnă. În fiecare videoclip o să împărtășesc cu tine o rețetă nouă. În fiecare videoclip o să facem împreună câte un DIY, care sper eu să, nu știu, să-ți mai ia gândul de la treburile cotidiene. O să ne bucurăm de ciocolată caldă, cafea, decorațiuni de toamnă, păturiși pufoase, seriale, cărți, plimbări în natură, bineînțeles rețete, abia aștept să gătesc împreună cu voi și sper din suflet ca aceste videoclipuri, așa cum am spus, să te inspire câtuși de puțin. Dar planul pentru astăzi, să nu mai mă lungesc cu introducerea și să vă prezint un pic câteva dintre lucrurile pe care le vom face astăzi. În primul și în primul rând o să mergem la o vânătoare de frunze. Vânătoare între ghilimele, bineînțeles, dar weekendul acesta o să am fetele cumnatei mele la noi, iar pentru asta m-am gândit că ar fi super, super drăguț să facem împreună un DIY pe care o să ți-l prezint un pic mai încolo în videoclip. De asemenea, o să te iau cu mine la Primark să descoperim colecția lor de toamnă, vedem, poate găsim și ceva, și dacă o să găsesc ceva, cu siguranță o să împărtășesc cu tine ce am găsit în Primark. Am să împărtășesc cu tine și o idee super, super delicioasă de desert, delicioasă și ușoară în același timp, pe care vreau să o fac împreună cu fetele și sper din suflet să-ți placă. Dar înainte să facem toate lucrurile acestea și să te iau cu mine, aș vrea să ne uităm un pic la decorațiunile de toamnă din anii trecuți. Zilele trecute am făcut curat cu Andrei în garaj și acesta a fost motivul perfect să aduc decorațiunile de toamnă în casă, iar astăzi împreună cu voi aș vrea să ne uităm un pic prin ele, să văd exact ce îmi place, ce nu mai îmi place, că știți cum e, îmbătrânim sau nu neapărat că îmbătrânim, dar înaintăm în vârstă și lucrurile care ne-au plăcut acum câțiva ani s-ar putea să nu ne mai placă anul acesta și aș vrea să mă uit să văd exact ce am înainte să mă apuc să cumpăr lucrușoare pe care deja poate le am acasă. Și cam acestea sunt decorațiunile de toamnă pe care eu le depozitam în garaj și pe care le am din anii trecuți, dar acestea nu includ pernițe, nu includ pături pufoase, nu includ nimica de genul acesta. Acelea le țin în camera lui Mihai, într-unul dintre dulapurile pe care le folosim doar așa pentru pături, pentru haine mai groase și așa mai departe. O să ne uităm la acelea într-un alt videoclip, dar pentru astăzi aș vrea să mă uit un pic să văd exact cam ce am în cutiile acestea. Că deja am văzut câteva lucrușoare de care mi-aduc aminte din anii trecuți și de care sunt super, super încântate. Pe aici cred că am căni fetelor, așa că aș vrea să le scoatem împreună și să ne uităm la ele și să văd exact dacă sunt câteva care nu vreau să le mai țin sau care, pe care vreau să le donez la magazinul SH. Ok, haideți să începem cu cutia aceasta mare, să vedem exact ce avem aici și să vedem ce vreau să țin și ce nu. O, vă mai aduceți aminte de pernița aceasta de anul trecut? Vai, cât este de frumoasă, abia aștept să o folosesc. Nu știu, cred că am folosit-o în dormitor sau oare aici în living room, nu mai mi-aduc aminte exact. Cred că pe aceasta am folosit-o în living room și mai am una foarte, foarte asemănătoare. Anul trecut s-a purtat foarte mult culoarea aceasta burgundiu și am văzut eu că și anul acesta este destul de prezentă prin magazine. Cu siguranță o să-l folosim. Aici niște tablouri, acum nu știu dacă o să le mai folosesc sau nu. Vai, încă de anul trecut îmi plăceau cănile astea
cum să le zic eu, foarte neutre, așa. Hello, autumn. Super, super frumoasă și aceasta. Avem aici ghirlanda și ghirlanda aceasta o scot în fiecare an, fetelor. Este, cred că o am de vreo 4-5 ani și am cumpărat-o eu din secțiunea de Crăciun, dacă nu mă înșel. Avea nuanțele acestea de burgundiu, foarte, foarte frumoasă, dar nu am folosit nici într-un an pentru Crăciun, o folosesc doar pentru toamnă. Îmi place să o pun pe șemineu, o să o păstrăm și pe aceasta. Cred că o să fac două grămăjoare diferite. Mai am cana aceasta portocalie. Nici anul trecut n-am folosit-o, nu cred că o să o folosesc. Eucaliptul acesta, nu știu, o să-l mai păstrez, să văd exact. Mai am și ceva de genul acesta. Vasul acesta, nu știu, e drăguț așa, dar nu știu, nu sunt prea sigură de el. Nu cred că o să-l folosesc. Dar am aici un set de frunze pe care îmi place să-l scot în fiecare an. Mi l-am cumpărat de la TK Maxx de vreo, mai știu, să tot fie 4 ani. Sunt absolut superbe. Pe acestea cu siguranță o să le folosim, fetelor. Avem și un wax melter și pe acesta țin, că îmi place să-l pun în bucătărie. Tot așa, o instalație cu dovleci. Cred că aceasta a fost cumpărată din secțiunea de Halloween și cred că tot așa și eu, tot pentru Halloween, cumva o să o folosesc. Decorațiunile acestea, din păcate, o să mă despart de ele, că portocaliul acesta nu mai este ceea ce mie îmi place. Mi se pare un pic prea, nu știu, prea strident. Deși știu că unii oameni încă preferă culorile acestea tradiționale, dar da, nu cred că este modul în care aș vrea eu să-mi decorez casa anul acesta. Așa că cu siguranță o să mă despart de ele. Și cam acestea sunt decorațiunile pe care am de gând să le păstrez. Și nu știu de ce aveam impresia că trebuie să am mai multe când de toamnă. Nu am una, am găsit, fetelor, doar pe aceasta. Așa că nu e rău că mi-am cumpărat două, dar cu siguranță aveam impresia că ar trebui să am mai multe. Ori nu am găsit eu toate cutiile și mai am vreo cutie pusă pe undeva pe sus de care am uitat. Poate unde îmi țin pernițele de toamnă. O să mă uit și până ce ne apucăm de decorat, cu siguranță o să le aduc pe toate, dar pe acestea cu siguranță vreau să le păstrez. Pomul acesta mi l-a cumpărat mama de la Kaufland acum câțiva ani și deși e la fel portocaliu și mă cam feresc de portocaliu, îl țin pe holul de la intrare pentru că luminează și îl pun acolo și nu mă deranjează așa de tare culoarea lui. Că, sincer, în casă nu cred că l-aș mai pune, dar totuși îmi place super, super mult și mai ales că e de la mama, chiar vreau să-l țin. Iar în partea aceasta, decorațiunile acestea le țin pentru Halloween și, cum am spus, pentru Halloween mai am încă o cutie cu decorațiuni, dar sunt decorațiuni pentru exterior, că îmi place să decorez afară cu ele. Dar, da, cam acestea sunt. Și bineînțeles că am mai găsit dovleacul acesta din sticlă pe care îl folosesc de Halloween să pun dulciuri pentru copii. Acesta cred că l-am folosit anul trecut la noi în dormitor, dacă nu mă înșel. Și am aici o pungă super plină cu dovlecei albi, portocalii, o să văd. O să-i păstrez pentru DIY-uri în general și văd eu, poate mai vreau să mai pun unul, doi aici, colo. Dar cu siguranță să mai găsesc, fetelor, că nu mai mi-aduc aminte exact tot ce am și poate că au ajuns
în cealaltă cutie cu decorațiunile, cu pernele și păturicile. If the wind could spread your love, what if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that no one who has a heart as pure, no, not like yours. Nașa, cred că plouă tare. Să fugim acasă. Da, să fugim acasă. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach every... Și haideți că am ajuns acasă mult mai devreme decât anticipam, pentru că, așa cum bine ai văzut, ne-a prins o ploaie de numai. Am vrut să-ți arăt DIY-ul pe care o să-l facem, sau mai bine zis, am vrut să-ți arăt exact de ce recuzite o să ai nevoie. O să ai nevoie de un carton, o să ai nevoie de o bandă de lipit sau scoci, ce ai prin casă, orice merge, dar ar fi bine să fie de aceasta transparentă. Și de asemenea ai nevoie de frunze, multe frunze cât mai colorate, de diferite mărimi și nuanțe, cum găsești prin parc. Sincer să fiu, m-am gândit că acesta o să fie un DIY foarte ușor și că ar fi pe placul atât fetelor mai mari, cât și pe placul celei mici, pentru că este ușor de făcut și sunt convinsă că o să poată să-l facă ea singură, fără să aibă nevoie de prea mult ajutor. Bun, cu asta o să ne ocupăm în următoarea jumătate de oră, oră, să zic așa, o să ne ocupăm de DIY-ul acesta. Apoi am pentru voi, așa cum am menționat la începutul videoclipului, am pentru voi un snack super, super delicios pe care vreau să-l fac cu voi și sper eu să vă dea o idee bună pentru toamna aceasta. Fetelor, cum stăm? E greu? E greu de tăiat, așa e prințesa Luna, așa. Hai că te ajută, așa, vă ajutăm, așa, pe amândouă. Da, cam așa a ieșit. Ai putut?
Bravo! Dar cam așa a ieșit copacul Ameliei. E frumos, n-așa? Și acum ce facem? Acum ce facem așa? Da, acum punem frunzele. Iar în continuare vom pune bandă și Amelia pune frunzele, da? Miruna, mami, tu ai făcut o pauză? N-ai foarfecă, destul de puternică. Ia să-ți vedem copacul. Arată-ne copacul. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some am și un mini haul Primark de împărtășit cu voi. În ceea ce privește decorațiunile, să știți că nu erau foarte multe decorațiuni. Deja tu ai văzut imagini sau nu erau decorațiuni care, nu știu, să mă atragă pe mine. Am cumpărat două, dar da.
Acum că stau și mă gândesc, nu știu, era un diffuser în formă de ghici. Lasă-mi comentarii dacă știi. Era un difuzor în formă de ciupercuță și nu știu, nu mi l-am cumpărat, că Andrei a zis, ai făcut așa o obsesie pentru ciupercile astea, dar acum că am ajuns acasă, nu știu, îmi pare rău că nu mi l-am cumpărat, că mă gândesc că stătea super fain la intrare pe hol. Asta este. Dar am cumpărat esențiale, după cum bine o să vezi, și un articol de îmbrăcăminte pe care și l-a cumpărat Miruna. Nu mi-am găsit absolut nimic să-mi placă, deși erau câteva lucrușoare care mi-au atras atenția, dar am pus deja o comandă Shein cu niște lucruri foarte asemănătoare cu ce era în Primark și până nu vine comanda de la Shein n-am vrut să mai cumpăr. Dar pentru Miruna am cumpărat niște chiloți, câte perechi? 5 perechi, da, 5 perechi de chiloți din bumbac. Îmi plac foarte mult șosetele lor, pijamalele lor, lenjeria intimă de la Primark, mi se pare că calitate-preț au un preț destul de bun, dar am cumpărat 5 perechi negri, 100% din bumbac și 3,50 lire au costat aceștia. Apoi, tot așa pentru Miruna, am cumpărat, câte perechi sunt aici? Tot așa, 5 perechi de șosete, atât albe cât și negre. Sunt șosetele acelea sport, 5 perechi, 3 lire. Și tot așa, bogate în bumbac. Nu știu dacă scrie exact cât la sută bumbac. Nu văd eu acum să zic, dar se simt foarte bine la atingere. Apoi, pentru mine, pentru servici, mi-am cumpărat 7 perechi de șosete de acestea până la gleznă. Trainer socks se numesc, bogate în bumbac și ele. 2,50 lire, 7 perechi. Pentru Miruna, pentru școală, i-am cumpărat 5 perechi de șosete de acestea pentru școală, nu știu cât de bine le vezi, dar au în partea aceasta de sus a șosetei, au ca un fel de danteluță, foarte, foarte frumoase. Sunt, cu siguranță știi la ce fel de șosete mă refer. Sunt șosetele lor speciale pentru școală, 5 perechi, 2,80 lire. Apoi ne-am mai luat două bustiere, una Mirunei. Ca și preț, au un preț foarte bun, 3,50 lire, și se simt și foarte bine pe piele. Una pentru Miruna și una pentru mine, dar se fac foarte urât fetelor. După câteva luni trebuie să le schimb neapărat. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat tot pentru Miruna, în ceea ce privește esențialele, 5, nu 5, pardon, 10 perechi de chiloți, 4,30 lire. Simpli alb și roz. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat a fost pentru Miruna și și-a ales o pijama de aceasta fluffy, o pijama cu Garfield. Vine cu bluza și aceștia sunt pantalonașii, super, super drăguță, foarte fluffy și cozy și a costat 12 lire. Și nu știu care e treaba cu acest Garfield, care era un personaj foarte popular când eu eram tânără, dar nu am auzit nimic de el ani și ani și ani, dar și când am fost acasă în România, Miruna și-a cumpărat de la New Look două tricouri cu Garfield și acum văd că și în Primark a reapărut. Cam acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut la Primark. Cum am spus, am mai luat două decorațiuni pentru toamnă, dar o să fac eu un vlog pe care cred că tu o să-l vezi înaintea videoclipului acesta oricum, în care îți prezint eu toate decorațiunile de toamnă pe care eu le-am cumpărat. Și m-am gândit să pregătesc astăzi împreună cu voi Apple Donuts, o rețetă foarte, foarte ușoară. Haideți să-ți arăt exact de ce ingrediente ai nevoie. Ai nevoie de un aluat de foietaj, un ou, mere, zahăr brun, scorțișoară și opțional niște zahăr pudră. Cam acestea sunt ingredientele de care vom avea nevoie. O să-ți arăt pas cu pas cât de ușor pregătim această rețetă, iar apoi o să le las pe fete să facă restul donuts-urilor. Eu o să fac doar unul împreună cu voi, dar să fiu cinstită, motivul pentru care am ales această rețetă este datorită faptului că este foarte, foarte ușor de făcut și mă gândesc că fetelor le-ar plăcea să pregătească această rețetă împreună cu mine.
Bun? Foarte bun. Ce moale, măi, nu? Da. Delicios. You're a wizard, Harry. I eat all the chocolate. A wizard. And that's something good in my poetry. That's true.